și bună dimineața, s-a trezit Dulceața, asta n-am plecat, n-am dormit, la 3:30 m-am culcat, până la 8 m-am trevăzut pe partea, pe alta, la 8 mama a început, nu știu, să povestească lui Dora, zic, fietilor, dormiți, îi auzăm din camera și îi lans, mănică, când vorbește, îi vorbește din pânge. Cafeaua n-a cum una dreaptă pentru succes în viață, că azi mai e multe mază din muncă și de chin de o sândă și de mâini bal de in. Și voi n-auziți, bă, când grăiveți, uitați, el bea rachiu de dimineață, Dora bea rachiu, mamica bea spirit, să o iei mai tare. Foarte gustos am eu, sfetele roșii, ăsta-i sânge de cerb, ăsta-i... Și tu e de ăla, dar nu ne s-a sa la izbaia. Ui, s-a dus tu mai până în matcă și înapoi, altă viață. Le auziți cum cântă păsările? Dar florișii ca o videață? O videață. Dar pe asta... Acel moment când pentru cineva e gunoi, dar pentru cineva e comoară. E câte o ziuță roșic. Și vorba și ești fel de gospodar fără mătru la casă. Am zis, ne-o măturiți mătrograda pentru prima dată. Antona, look at me, smile, zâmbește frumos. Asta, bună ziua. Asta e video 2 și după asta postul. Mamica ta iubește părul sur și tare vrea să-l aibă, dar eu am spus că tolica cerizi măi trup, să nu văd nici un gram de șir. Una stă aici și alta aici. Așteaptă că mișoară se libereze stilista ei personală, dar Dora, când faci permanent, așa, doamna de acolo, doamna de aici. Adrianușca, ce s-a întâmplat, s-a chicat inimioara? Asta era undeva acolo, cred că. Dar e nu, e la mare, nu știu unde, secret, nu? Asta era jos, în tăfăraș. Și aici am pus pafănșuiul, dar prima sticlă trebuie să o bem, că avem un mic popas cu fiecile. O pune alta până atunci. Să nu se vadă, ce așa. Punem, Doamne ajută! Toată lumea lucrează, în stânga și în dreapta. Mutăm florile, mâncărică, tătă, între flori. Asta este prima noastră masă, am dat o comandă. Avem și de asta e, a, da, prima nouă Vasile, mă bâlbui, dar am cam emoții. Un pahar de gin roșu, e cu tot echipa. Fără Tanyușa, noi muriem, pur și simplu muriem. Ești imagini în casa mea și ești unii sau eu nu, Tani, unii. Primul păhărel acasă, nu-i primul, ești mai mult. Hai, Nina, tu unde ești mai mare? Tu cât ai băut de mânca asta? Dar eu și cum ești? Numai eu cât știu. Numai cum ești, Victoria, am băut. Suntem gata. Făcând curățenie prin lucruri, am găsit caietul lui Minuța de pregătire pentru bac. Și apropo, îi mai trebuie fix 3 puncte ca să ia 10. Nu i-a ajuns, las. La Dinușca ți-a zis și e bună asta. Cachii liudi v galivodi. A venit compoziția de flori pentru mâine la filmare. Bună seara! Ia să vedem tu la mama ei. Ia uitați-vă ce compoziție frumoasă de la Yes Flowers. Mulțumesc, papușcă Ioțchi, vreau bocem stilii, eu numai zic, uite foarte frumos. Mulțumesc. O punem acolo, tata și rovnică, așa de faină. Și atunci când nu mai poți, mai poți o leacă. Echipa de la ora curățenii mitei, gata, au ieșit și ei odată cu mine. Și ședem cu mâinile în buzunar, așa e, dar fetele lucrează. Pasmatreacii! Apropo, dragii mei prieteni, doamne, m-am joit în cap, am un palmier de ăsta cu ghinghi și mi-a frecat un ghem pe aici, dar sunt treacă. Apropo, dacă tot vorbim de ora curățenii, să știți că au nevoie de lucrători, au nevoie de șoferi, au nevoie de doamne, domnișoare, domni, care iubesc la nebunii curățenia până la miezul nopții. Uite, mintele stau în lângă cu mine, eu vreau acasă, mă duc de el, nu Emilian, în colecție că a rămas ușa. Așa că în cazul în care căutați de lucru în domeniu, scrieți pe pagina fetelor și a băieților. Bună seara, dragi prieteni, dacă sincer eu încă nu conștientizez că de fapt este ultima noapte aici, iar de mâine se începe un nou început. Nu iau nici ca teatru.
Și mâine o să beau prima cafeluță acasă, pe 1 aprilie, chiar dacă e ziua glumilor și o să trebuiască să fac o glumă, dar de fapt nu este niciun fel de glumă, e dita mai adevăr, un nou început, dar eu n-a să mai fiu la apartament, o să fiu la casă, cu curte, cu bazin, cu grădină, cu flori. Și de clasă, azi am dat autografi, oameni dat la poartă, vă rog, nu chiar în fiecare zi, eu înțeleg tăt, și un priot cu o mată și cu o venit. Și mi-i scurt. Bună ziua! Tă la mama ei, dacă eu nu-i culori cele gălbuțe, echipa Jurnal TV. Și ia uite azi, ești X și trebuie să vii. Ia, ceva bun. A priori bani, pentru că nu ești drag. Și cum, scurea de șină? Da, da, e muștare. Oi, bleacă, și iată, uitați-vă, din prima zi, astăzi am un oaspete, un porumbel foarte special, dar mare. Nu prea am văzut așa ceva, el vine aici și nu știu ce stă. Ia-l, vedeți? Probabil că noi o să avem păsăriele, dar hai vină cu așa, tu la mama lui eu. Hai vină, fă-ți casa aici când ni sunteți dragi. Astăzi, Sonic, e ziua surprizelor. Asta e buchet pentru casă nouă. Da, care nu o să o filească niciodată. Ia uitați-vă ce bujori, tu la mama lui eu. Bună salut. Seara. Stai, încă timp l-ai făcut, că știu că... El e făcut din două tablouri. Aha. Ți-a făcut un abstract foarte puternic, ieșirea din rame. Și eu l-am jertfit pentru acest buchet. Așa. Arată bombă. Istoria este următoare. Eu știu că tu ai foarte mulți oameni dragi. Da, mulți. Și mulți oameni te îndrăgesc pe tine. Ai să vezi chipuri de oameni aici. Dar te sfumiați și am avut timp, am un timp. Toată lumea spune că eu cum ești, dar... A, da? Deja un chip l-am văzut, gata, este. E ca așa la... Așa, la bucătăria mea astăzi se mănâncă sănătos, gustos și... Rapid, înainte să spunem simplu, dar cineva m-a corectat care din... Așa, așa. Și rapid. Gustos și sănătos. Și uitați-vă, 7 ani Dora Soul. Mă duc să mă îmbrac pentru prima dată. Și astăzi are Dora ocazia să facă prezentarea casei. Facem și transformare. Doamne, am niște emoții. Da, asta e camera Ninuței. Putem să vă uitați. Iată-o, iată-o. E căcioasă. Bine, mulțumesc. Cum credeți? Acu' e acest palat. Superb. Ce frumusețe! Superb! Astăzi filmăm ediția Dora Show în premieră la Emilian Creață, acasă. Iura, dar și parcă am venit la tine acasă. Ce frumos este! Foarte finuț, foarte drăguț, foarte nice. Asta e marmură Nimon. Marmură Nimon. Hai să privede și... Mă, pe că o stă aici, o aprind, iată. Superb. Avem și un țânțar. Da, asta mă mai... Asta e camera și vine multe probleme. Aici, baia am schimbat-o de două ori. Am terminat tot din atinata și eu zic, dar nu-mi place baia. Și am stricat. Echipa Dora Show, în premieră, are excursie la Emilian Creață. Da. Bun, așa nu filmam deja? Așa nu filmam. Așa frumoasă și deși aveam o frică foarte mare, pentru că vă dați seama, acum 7 ani în urmă, să scoți un personaj travesti la televizor, cumva credeam că, deși știam că Dora este deja iubită, dar nu știam dacă o să fie impactul atât de mare. Și ne bucurăm că de atunci până acum Dora continuă să rupă topurile, da, Ana? Da. Și când zicem asta, o zicem cu o mare, mare mândrie, pentru că muncim destul de mult, punem foarte mult suflet. Dacă nu pui suflet, nu iese, ia ca nu iese. Dar noi, parcă suflet avem, inspirație avem și iată că am ajuns la aniversarea de 7 ani de Dora Show în casele voastre. Și dacă sunt casele voastre, anul ăsta începem ediția cu o ediție specială în casa mea sau a Dorei, la care am muncit aproape 2 ani de zile. Alo? Da, la cine? Ați trebuit? Hai, intră! Mie, răgăi!
Parolea! S-a deschis, slava Domnului! Of! La tine, la tine, te vină, la tine, nu le Iora! Și de-a dumneavoastră, la de tare! Și la salieri și din asta nu ești mamă, vreau să fac o sincron și la mea. Am mers și la mea. Nu ți-ai pune florișele acolo în casă. N-a putut să vilea asta. A din voi până la viu a spart. Îi șeu, îmi șeu bunul, e aici. Băieță, îmi trebuie o cameră. E mai tinerică, mai fresh. Și mai spui cu asta mai tinerică, mai fresh. Dar și eu nu stă, nu sunt fresh, eu chiar și sezoană aia. Dacă te uiți la cochii închiși. Da, cum mă duci acolo? Văd că ai cămașă. Am, asta e cămașa lui Ana Supermama. Pentru că e mama mea. Doamna, pentru că ieri țin post, eu am spus, eu tot țin post, numai că eu mă iau de ce ieși spune Scriptura. E păcat și iese din gură și ieși între gură. Ei, asta e, dragilor, astăzi avem o ediție specială, acum o să vină tot familionul Lumilian. Credeți, o să discutăm cum a fost începutul anului 2024 cu doamna Anastasia, cu doamna Crețu... Crețu. Crețu, doamna Crețu. Crețu și atât. Dacă se gândi, mama Dora, la linia, hai că mănânc și mai jos. Hai. Aranjați de frumoșelita. Doamne, și florișelita. Nici nu știu nimeni frumoase în florișelita. Ori asta, pune florișelita acolo, stivetul, frumoșelit, tinerică. Eu mă modest. Ei, așa ești, anul Crețu, tăt, băi, modest, Doamne Dumnezeu. Un pic de-a priori mai bei? Hai, dar și împușcată în gâț, nu vei așa. Toarnă aici. Dar mama ai? Mătușa ai? Seara, pe cum să mergem pe ei? Eu am fost, dau sincron, pune stop și continuăm mai departe, dau sincron. Trebuie și partea asta, stai cu bine, să spune stop. Stachir. Bărbatul meu? Stop. Spune cu stachir. Pe ea. E mai tinerică, mai fresh. Vă văd rătăia, mă vreau. Și vrei să pui cu asta mai tinerică, mai fresh, dar și eu nu sunt fresh, eu chiar și sezoană ea. Nu, mai bine. Frate, că nu-i mai trebuie 1000 de ani. Fac că-i dă-mi voie să dau un sfat. Și tână, frumoasă și tână, în continuare, încă mulți ani înainte. Chiar că aveți, de câte ori l-ați băgat? Așa să ne alegeți, Dora. Apoi ia că ar vrea. Ies la alegere, să-i fac un mil pentru tine. Chiar dacă ești mai mic și tu ești mai alegere. Bravo. Așa. Andică. Ce ai dă-i voi? Doamne, virești, ia uitați, voi vedeți. Această sfântă minuță, când scoate câte o glumă de asta, ești antică. Și nu-i spui antică. Antică, am înțeles foarte bine. Mamă, ai bine, că ficta mă bobozește! La tine, mama, Dora! Dacă ar fi zi, n-ai dat jule, ar fi rad, dar eu nu pot. Mama, Dora, la tine, viniți în coașii! Ei, ia că am o știi găsesc. Ușa bari, Didi Moldova. Lasă și netare, ești frumoasă. Baba bari eu sunt. Așa cum eu sunt din acest. Dar nu mi-a trebuit, dar nu te cu și Iura. Iura! Știu, el știa pe mă, Iura cu el sari bari. Vin. Da. Of, măiculiță, mai că doamne și căldură și ieri filmăm în stânga și Irinuța, vin cu aici. Ia uitați-vă, măi, ia că uitați-vă. Și ca Barbie, mami! Și acolo avem niște copilași talentați care îți dansează, o scând. Sâmbătă la ora 8, turul casei. Și primii invitați am zis, măi, toți artiștii din showbiz sunt bravi, extraordinari, dar unii sunt mai speciali. Și eu am decis, pentru că am trăit, am copilărit și mă uitam la mini-videosalon, de la 5 la 10. Și Irina și Anatol, Bivol, zice, vreau și eu ca ștânsă, să ajung și eu mai să mă uit la televizor, și că au ajuns. 7 ani de activitate, Dora și eu. Doamne, dar m-am gândit eu vreodată la ediția aniversară Dora Show, 7 ani de activitate, velei împreună cu fâțca asta, acum 7 ani în urmă aveai, câți ani aveai, fa? 5 ani și o bucățică. 7 ani. A, 7? E matematica superioară. Noi am testat bucătăria noastră nouă, Dora Show. Așa? Vreau mai des să-ți fiu niște prezente cu mine acasă. Cu siguranță. Am gătit un tort de post împreună cu Lavinia și Nina, numai că Nina nu e prezent acum. Vă asigur că e delicios rețeta lui de ziua Dora Show. Sâmbătă la urmă. Bravo!
parcă ești Durăci ca la mama. Asta la mine, asta la mine. Da, am ușor să terminăm filmările pentru jurnal și o să vă arătăm tot, 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 că e multă muncă. Uitați-vă, căminașul ăsta mă omoare. E ca așa. Și zona de aici n-am arătat-o. Teleportetul de pus sus. Lărișe. La bucătărie, bucătarul șef. Bună ziua, gospodari și gospodine! După cum vedeți, astăzi nu suntem la Dora acasă, dar suntem la Dora la vilă. Și cu ocazia aniversării 7 ani Dora Show, noi astăzi vom gătim împreună cu Lavinia un tort delicios. Ce vom gătim astăzi? Vom pregăti un tort de tot, gustos, rapid și sănătos. Trecem la treabă! Înțeleg, Anatol a fost păvălaș trendăraș la școală. Irinița? Mai eu am fost cu mințică. Cu mințică și frumușă, că l-ați împașit! Salutare! Astăzi filmăm ediția școlară Dora Show, chiar aici în casa lui prietenului nostru Iulian Creuțu, pentru că astăzi este și casa nouă, deci el astăzi trece în casa nouă, așa că sunt pregătirile, acum și încep în scurt timp, încep filmările, așa că Doamne ajută, sper că a reușit cu dreptul Iulian și familia lui. Este minunat, este o mergere frumoasă și bună casa prietenului nostru. Doamne ajută! Da sau nu? Da! Irina! Irina! Da, da, că știi cum spune, dar faieri cu dintr-o! Ești gata? Da, totul e bine, da. Hai, bunișu, copilaș, hai făcut, ne aranjăm e ca aici și ea noștri. Ce se întâmplă în curte? Că mi vedea părinții acasă, nu la petrecere, dar chiar de la serviciu. Ah. La serviciu, sara când vine, și dacă mama hala, dacă se întâlnea Codea, ce le spunea? Spaduse. Și Codea cu Marina o să cadă. În sfârșit am terminat filmările, tot strânge în stânga, în dreapta camera, mami, hop, hop, e dezastru în căsuță, dar n-am ce face. Ia uitați-vă, Anuța. Ia ca cine sunt primii oaspeți de la masă, echipa, Doricica, Băbănicica, familia. Și vrei să faci? Ne-am aranjat țețele. Așa, le-am aranjat și hai scoate-le la plimbare. E ca cum, hai, du-te la mama ei. Nu puteam eu la casă nouă să nu pregătesc un cadou. Pentru tine! Am luat cadou! Mănica îmi spune că... Proaspăt prăspijor! Șoșoteu și... A, dar e și de greu. Să vedem ce avem aici. Ole, 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 e de greu și ea. Alfredo! Eu știu ce ești. Eu tare mi-am dorit la casă, nu, gata, știu și ei aici, nu trebuie să o fac ca și cum eu nu știu. Mi-am dorit un set de furculițe, linguri, din argint curat, că eu le ador. 100% și... de argint. 100% de argint, doamne, ce de frumos! Aici sunt ansietul. Doamne, ce de frumos! Asta-și tot? Uite! Asta-și de șteaptă! Noi eram la restaurant, în Veneția, la Norinț. Și acum e tot din argint, la mâncam, eram la micul dejun. Și Emilian, Nina, tu așa că vrei să-mi cumpăr argintărie. Și iată, argintăria a sosit. Și ia uitați-vă ce am eu aici, chiar dacă încă n-am început să fac nova serie doar pentru familie, dar Nina face parte din familie, vorba și ea. Eu iubesc la nebunie visela din argint. Și avem un set, iată așa, pentru zahăr, pentru lapte, tot este din argint, natural, original, frunjel, cuțitașă, Jesus. Și acum în premieră o să vă arăt dormitorul meu, 3, 2, 1 și... Bună seara, bună seara,
Ce să fie aici, ce urmează să duc palmierul? El este pregătit. Foarte mulți întrebau, Emilian, cum o să arate dormitorul tău? Ce culoare? Vrem să știm, vrem și noi. Această culoare se numește cumva caviar. E un verde închis, de parcă e negru, dar de fapt el nu e negru. Dar e superb, iată-l așa. Uitați-vă cât e de frumos. Aici așa, aici mai avem o lecție, trebuie să pun rafturile, trebuie să pun așa, televizorul, aici. Aici este dressing room-ul, nu vă-l arăt. Și aici este baia, nu vă arăt. Încă un lucru pe care mi l-am dorit foarte mult, intrarea în dormitorul meu să fie din două uși și se deschide, iată, anume așa. Opa! Ia câtăși floare au apărut. Și închidem ușurățele și nimeni nu vede nimic. Ia câtăși, hop! Da, cum adică de unde? Nova porta The Bust. Ia uitați. Aici, floricica asta cumva ar fi grădina raiului. Din când în când se mai stupă, câte un sfârcușor, câte o chestiuță. Trebuie să trecem floricica, că numai așa am adus-o de afară, nu faceți observații, că știm. Wow! Wow! Floricica frumoșăca. Și uitați-vă, mama vine și zice, dă să mă uit. Cum se vede de la balcon la tine? Cum, mamă, e frumos de la balcon? Ai, e liniște? Când păsările, copiii joacă undeva mai, da, mai departe. Dar așa se aud încolo copii mulți. Foarte bine. Tare interesat la benetaj, mă bucur. Să închipă, tu azi dormi aici, prima dată. Toți dormim aici. Da, camera ta e gata, în regulă. Lumea nu a văzut camera ta. Lasă-mi doar. Să văd, amuș. Sincer, de când am așteptat eu momentul ăsta să fim numai noi, familia, să nu fie niciun meșter, să nu fie nimeni. Ia că tu ai venit și că ai acolo un telefon. Pur și simplu stăm, liniște, dragoste și savugherizăm un paharos de jinișor. Hai, încetișor. Și trebuie să spui că nu vrei, dar primeam paharul la gură. Și lărișele, Doamne, și de ghine acasă. Și-mi place, uf, sunt Bali. Mamica, o să discuția mea cu Eugen și mâine și punem copaci. Da, mamica, mâine punem copaci. Avem depus în grădină la Chiochea, cum o cheamă, de am cumpărat casa. Nu, o să punem acolo niște copaci, așa că vă așteptăm. Kiss și love, pupșor. Și de chine acasă. Așa că, dragi urmăritori, mulțumesc, am primit astăzi mii de mesaje, inboxul meu este plin, vizualizările au bătut recordurile și vreo 8.000 de oameni care nu mă urmăresc s-au uitat să vadă oare ce se întâmplă. Da, vreau să zic și celor care mă urmăresc de mult timp, celor care mă urmăresc de acum, celor care mă urmăresc doar din interes să vadă și acolo. În viața asta tot este posibil, dacă ai încredere în tine, dacă ai coaie, dacă ți-ai pohui de și zici lumea rău despre tine, tu spui, ok, așa credeți voi, pașile, ok. Și ea că, da, nu este ușor, a fost foarte greu, complicat, dar mândru de tot ce se întâmplă aici și mândru de fetele mele care niciodată în viață n-au zis nimic, tot timp m-au ajutat, m-au susținut, m-au răbdat, m-au... Ei, uneori tu mai probozezi că nu fic așa. A, tu cu probozul, tu ești bunișoară, soci, ca ta? Aaaa, of, cât de bună, pe atât de rău. Foarte productiv, nu, cum să nu-ți zic? Of, numai să nu-mi meriți prin gura lui... Bine, și am zis că nu o să vă arăt chiar tot, dar nu pot. Avem dușul tropical și senzația acestei case, uitați-vă. Asta este cada cu flori vii. Eu am stau, și am să fac o cadă aici, să puneți întrebări, eu am să vă răspund de aceste palme. Acolo plouă non-stop. Cum? Senzual, nu? Păi e senzație sau nu? Spuneți-mi, vă rog frumos. Sunny House, cada voastră este genitalo-bibistico... Ei mai scurt. Și dușul de aici plouă. Ploua infernal. Și eu stai aici și am ușa mă dezbrac. 3, 2. Bună seara, dragi prieteni, tare mi-am dorit să facem rubrica Întrebări și răspunsuri cu Emilian Crețu, dar eu am sunt cată. Dar de fapt când postez aceste stories sunt afară, cum aproape în drum, că nu merge internetul aici pentru că n-am reușit să punem sistemul aia ca să meargă internet peste
tot ca și tot e betona și tot e bunker și nu merge nimica. Așa că astăzi nu facem sub nicio formă rubricuța întrebări și răspunsuri. Dar când rezolvăm problema cu internet, cu că eu mi-am filmat, dar nu spune, deloc, nici o problemă. Mă duc afară, trebuie să ies, scot petocul la plimbare și să postez filmuleț. Și afară plouă, plouă și trecut de ora nouă. Noi stăm sub acești palmieri și pur și simplu ne spălăm la față. Doamne, și frumos, și vedi. Acasă, suca, că am lucrat pentru asta. Gata, noapte bună, mă culc, prima noapte acasă, oare pșine am să visez. Și faza și mai tare, știți care-i? Toți fetele mele s-au culcat, fiecare în cameruța ei, stau frumușel și dorm. Noapte bună, good night, oare pșine și săs, tipa în casă, două și săs, ursătul. Pe tine ați pe tine? Serios, hai că vedem. Noapte bună, good night. Mâine ne vedem la Negurieni, cine poate. La ora 11 să plantăm copăcii 350 de copaci de sakura. Și în fiecare primăvară când să înflorească, asta o să fie cadou pentru mama mea și pentru